de milioane de euro atrași atât prin programe guvernamentale cât și prin fonduri europene se vor regăsi în viața de zi cu zi a bistrițenilor. Așadar, la mulți ani tuturor pentru anul 2018 și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem sănătoși și la anul pe vremea aceasta când vom încheia un an special pentru Bistrița Năsăud și pentru România. Și în primul rând, sănătate multă vouă, petrecere frumoasă de... Vreau și eu să vă mulțumesc pentru informația pe care ați oferit-o cetățenilor acestui județ și nu numai, de-a lungul acestui an 2017, asupra activității noastre ca parlamentari a acestui județ și a Parlamentului, a activității Parlamentului în general. Vă doresc dumneavoastră și celor apropiați dumneavoastră la mulți ani, un an nou mai bun decât 2017, iar cetățenilor acestui județ și cetățenilor întregii țări doresc anul 2018, care este anul centenarului, să fie un an al revenirii, dacă doriți, a păcii sociale, a unei concordii între noi. Și mai mult de atâta, un an în care pentru cei care au dubii că trebuie să fie mândri că aparțin unei națiuni numite România, să-și regăsească această mândrie de apartenență la această țară, pentru că este singura țară pe care o avem. În alte părți suntem doar tolerați acasă, singurul loc unde ne regăsim este în țara noastră, în România. Și deși această țară, din punct de vedere material, este mai săracă decât unele țări din Europa, vreau să vă spun că bogăția unei țări se găsește prin calitatea umană a acelei țări. Iar